Salut prieteni, bine ați venit la tutoriale video.info, eu sunt Vlad și în acest tutorial vom învăța împreună cum creăm fișierul GodMod în sistemele de operare Vista 7 și 8. Ce este acest GodMod? Când ați auzit GodMod v-ați gândit probabil la un hack, pentru că hackurile poartă aceste denumiri. GodMod de obicei este numele unui hack, unor hack-uri foarte puternice, foarte bine concepute, avansate. Ei bine, aici nu este vorba de niciun hack, este vorba doar de un folder pe care o să îl creem, da? Cu o denumire puțin mai ciudată. Am aici denumirea, aceasta este, o să aveți și voi acest text în textul tutorialului. Clic dreapta, copii, minimizăm. V-am spus, voi luați acel cod din textul tutorialului, o să vedeți, dar o să fie ieșit în evidență. Clic dreapta pe desktop sau în orice altă locație, new, alegem folder și la nume apăsăm un control V ca să pastăm acel text, dăm enter, se va schimba iconița, numele va deveni GodMod și când vom da dublu click se va deschide această fereastră. Avem toate setările din sistemul de operare Windows 7, Vista sau 8, ce aveți voi. Avem și o căsă de căutare, de exemplu dacă vreau să ajung la user account control settings, scriu aici WAC, primul rezultat, da, sau mă rog, depinde, acum dublu click și am ajuns aici. Nu mai este nevoie să mergem în control panel, user account, da, change user account control, dăm pur și simplu dublu click și căutăm ce vrem să, unde vrem să ajungem. Cam atât a fost pentru acest tutorial, eu vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată, eu am fost Vlad, voi sunteți la tutoriale video.info, la revedere!